Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod Floarea Albă, iubim plantele. Astăzi voi lucra la un alt proiect personal de bonsai și anume Lonicera nitida sau pe românește capifoi târător. Am început acest proiect de bonsai în urmă cu 2 ani când am pus într-un ghiveci 2 butași de Lonicera. Anul trecut i-am replantat în acest ghiveci. I-am pus unul lângă celălalt în speranța că pe măsură ce butașii vor crește, trunchiurile se vor lipi și vor fuziona, formând un trunchi dublu. Dacă doriți să vedeți filmul cu replantarea de anul trecut, vă las un link în descriere. Pentru că vara trecută proiectul meu de bonsai a avut o creștere foarte bună, m-am gândit că e bine ca în primăvara asta să-i fac atât o tăiere de formare cât și o replantare într-un ghiveci mai mare. Dar înainte de a începe lucru, vreau să vă arăt la ce proiecte de bonsai am lucrat săptămâna trecută. În primul rând, păducelul, grupul de 3, i-am făcut o tăiere de formare, o tăiere de structură și replantarea în același ghiveci. Al doilea proiect la care am lucrat este lemnul câinesc, un proiect de bonsai în stil multitrunchi. I-am făcut o tăiere de structură și replantarea cu toaletarea rădăcinilor, replantarea în același ghiveci. Nu puteam să mai amân replantarea și tăierea pentru că, după cum observați, deja mugurii încep să spargă. Încep să apară frunzele verzi. Lemnul meu câinesc este nerăbdător să înfrunzească. Iar cel de-al treilea proiect la care am lucrat este tot un lemn câinesc și tot în stil multitrunchi. De asemenea, cu muguri gata să erupă și să dea noi lăstari. I-am făcut o tăiere și apoi replantarea într-un nou ghiveci, cu, bineînțeles, cu toaletarea rădăcinilor. Și încă un proiect la care am lucrat, e vorba de Tuia Occidentalis Park. A crescut foarte mult vara trecută. Ia uite ce stufos e. Și acum îi fac o tăiere și era nevoie de o tăiere. Așa arăta la începutul lucrării, cu un singur copăcel pe care îl tăiasem. Am scos foarte multe frunze de la primul copăcel de aici, din partea dreaptă. Și în felul ăsta l-am adus după tăiere. Am tăiat extraordinar de mult, drastic l-am tăiat, pot spune. Acum am emoții, sper să supraviețuiască copăcii mei de tuia după tăierea asta drastică. De regulă, tuia reacționează foarte bine la tăieri, așa că am o doză mare de speranță că nu va fi nicio problemă cu tăierea asta foarte drastică. Și sper că vara viitoare va arăta din ce în ce mai bine părculețul meu de tuia. E lesne de înțeles că în perioada asta am foarte mult de lucru la proiectele mele de bonsai. Este sezonul propice replantărilor, dar din păcate nu am timp să fac filmări pentru fiecare proiect de bonsai în parte și cred că nici nu sunt interesante toate dintre ele. Bun, acum să încep lucru la proiectul meu de față. Așa cum vă spuneam, vara trecută am avut creșteri foarte importante, lăstari foarte lungi, pe care va trebui să-i scurtez acum.
și voi lua, ca de obicei, fiecare ramură în parte, o voi analiza și o voi scurta. Am ales să lucrez cu specia asta de arbust pentru că are o creștere foarte bună și pentru că are frunze foarte mici, ceea ce îmi dă posibilitatea să fac un bonsai de mici dimensiuni. Aici am o crânguță care s-a uscat. Și aici în vârf am un ciot, așa că îl voi tăia. O creangă foarte mare pe care am tăiat-o. Încă o creangă destul de mare. Am luat și vârful ăsta foarte mare. Mă uit puțin, examinez ce a rămas și cred că aici a rămas prea lung și mai scurtez. De asemenea, mai scurtez un pic și aici și mai iau și vârful ăsta de aici din spate. Bun, cam atât cu tăierea. Asta e forma pe care o dau pentru moment la partea exterioară, la partea aeriană. Acum încerc să scot, dacă iese, să scot din ghiveci, nici de cum. Va trebui să mă ajut de un cuțit ca să slăbesc presiunea pe care o fac rădăcină pe pereții ghiveciului. Mai ales că ghiveciul ăsta, având o curbură în exterior, mai greu iese. Mai fac o încercare. Nu iese. Mai încerc o dată. Acum iese. E cumva uimitor cât de mult sau dezvoltarea de cine doar într-un singur sezon de creștere. Foarte dese rădăcine. Bun. Trec la greblarea rădăcinilor. Văzând acum starea rădăcinilor, îmi dau seama că chiar era necesară replantarea. După numai un an de creștere, rădăcinile au reușit să ocupe tot spațiul din ghiveci. Acum îl voi replanta într-un ghiveci mai mare ca să aibă mai mult spațiu pentru dezvoltare. Bun, am terminat de greblat rădăcinile. Mă bucur să văd
un sistem de rădăcini așa de bine dezvoltat, foarte multe rădăcini fine distribuite în toate direcțiile. Acum le scurtez un pic. Cred că e suficient. Din câte observ eu, fuziunea la nivelul rădăcinilor deja s-a făcut. Acum aștept ca cele două trunchiuri să devină tot mai groase și în timp ele se vor uni la început în partea de jos, mai târziu și mai sus. Și vor forma un trunchi dublu. Ok, iau nou ghiveci și trec la replantare. Bun, pentru replantare folosesc un ghiveci specific pentru bonsai, ghiveci ceramic, ghiveci pe care l-am folosit în trecut la un alt proiect și mai exact la proiectul meu personal de viță de vie, dar care la un moment dat într-o iarnă a degerat și a trebuit să renunț la el, așa că folosesc ghiveciul la proiectul meu de bonsai Lonicera. Pun primul strat de sol. Și așez copăcelul, dar asta ar trebui să fie fața. E lesne de înțeles că în momentul de față ghiveciul este mult prea mare pentru dimensiunea copăcelului, dar mizez pe faptul că Lonicera are un rit de dezvoltare, un rit de creștere foarte mare și în curând proporția dintre ghiveci și trunchiul copacului va fi foarte bună. Bun, completez cu sol. Așez bine solul dintre rădăcini. Tasez ușor pentru ca rădăcinile să facă un contact bun cu solul. Mai adaug puțin sol. Mă asigur că poziția copăcelului în ghiveci este corectă. Da, asta e ce vreau. Și la final, udarea. Acum lucrarea fiind terminată, îi fac o rotire completă pentru a vedea mai bine din toate direcțiile rezultatul lucrării mele de astăzi. Bun, atât pentru astăzi. V-am arătat replantarea caprifoiului târător sau Lonicera nitida. Vă mulțumesc pentru vizionare. Toate cele bune. Pe curând!